Mă numesc Mateiu Cromaniuc Sebastian, am 17 ani. Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta pentru motociclete? Majoritatea adolescenților, mă rog, visează la mașini cu motor puternic. Din jocuri de mic mă jucam și de atunci au început să-mi placă mult și de la vârsta 12 ani pot zic că s-a agravat situația înspre bine și am ajuns am propriul motor. La început nu prea au fost de acord la 16 ani pentru că nu considerau că sunt destul de maturi și au spus că o să mă lase dacă văd că mă maturizez și că sunt responsabil de motor în sine. Și a fost destul de ușor. Deci e mod de a te responsabiliza faptul că ți-au spus? Foarte mult. Să te pună pe propriile picioare, având în vedere că de la 18 ani ești major și te pregătește într-o oarecare măsură. Pentru viață. Da. Să devii responsabil pentru viața ta, pentru ce faci, să-ți asumi greșeli. Povestește-mi, te rog, puțin despre acțiunea care va avea loc pe data de 2 aprilie la Botoșani. Acțiunea a fost începută de cei de la Ride & Ride, ei au avut inițiativa de a face o paradă modă de deschidere de sezon la nivel de țară. Respectiv o întâlnire moto în aceeași zi, la aceeași oră, pentru a avertiza lumea din trafic că noi ne întoarcem pe zi și să aibă grijă la noi. După sezonul rece? Da, deoarece pe timp de iarnă șoferii de mașini, de camioane, șoferii în general să uite de prezența noastră, sunt mult mai relaxați la volan și noi fiind numai din două roți, suntem mult mai mici și mai puțin din nimic și mă rădeu de la ceva. Și să ne facem să mai exemplu de la Botoșani, ce anume veți organiza? Vom începe prin o paradă la ora 11, prin care vom merge atât pe bulevard, cât și pe calea națională și prin locurile foarte populate pentru a atrage atenția. Vom termina aici, la Cornișa, dar parcarea de la piscină, unde vom chema un echipaj smart care ne va prezenta măsuri de prim ajutor în cazul unui accident. Și care este prezența estimată? Noi ne așteptăm să fie în jur de 50-100, cam între acest număr. Tineri de unde? Și tineri, sperăm să fie mai în vârstă și sperăm să fie de la toate categoriile. Spuneai că e o acțiune mai degrabă de conștientizare a conducătorilor auto, că vă aflați și voi motocicliști în trafic. S-a întâmplat adeseori să, nu știu, să fiți șicanați sau să nu vi se dea prioritate, să nu fie respectate regulile prevăzute în codul rutier? Desigur, lucrurile astea se întâmplă zilnic, le văd eu cu ochii mei de fiecare dată când mă urc pe motor, sunt conștientă că nu sunt la fel de vizibilă ca o mașină și la fiecare intersecție, la fiecare kilometru și metru de asfalt pe care îl parcurg, sunt conștientă că sunt ca și invizibilă printre ceilalți traficari, pentru ceilalți oameni din trafic. La ce vârstă ai avut motocicleta? M-am apucat de școala de șoferi de la 16 ani și cred că de la 16 ani jumate am reușit să-mi iau prima mea motocicletă. Am avut probleme cu ea, trebuie să o vând și cam pe la 17 ani am reușit să o achiziționez pe a doua, care a fost luată de nou. Și părinții te-au sprijinit în pasiunea asta care ai descoperit-o pentru motociclism? Au fost sceptici la început, pentru că eu de la 14 ani am început să-i bat la cap că îmi doresc motocicletă și vreau să mă apuc de școală de șoferi. Și până la 16 ani am făcut tot posibilul să le arăt că sunt responsabilă și că e un lucru pe care chiar mi-l doresc. În momentul în care ei au încercat să se asigure că sunt la fel de responsabilă cum și spun,
Și în momentul în care ei au realizat că sunt cu capul pe umeri și că pot avea grijă în trafic, a fost momentul în care au acceptat să mă înscrie la școală și fie. Motocicleta asta cât a costat? În jur de 3000 de euro și acum prețul ei ar fi de vreo 4500 de euro. Da, ce mai adăugat la ea? Păi sunt manșoanele, manetele, bara asta, toba sport. A, toba sport. Asta e pentru zgomot? Pentru zgomot, pentru a fi mult mai auziți în trafic, fim sesizați, să fie sesizată prezența noastră. Este șaua, făcut tot custom made, cu inscripția bandit, modelul aici la radiator este tot așa custom made, făcut cu un bani. Un bulldog și tot așa inscripția bandit. Inscripția bandit de la ce vine? De la modelul motocicletei. Este Suzuki GSF 650 bandit. Jantele vopsite de mine. Semnalizările care sunt LED și alte modificări. Sunt aceste creșpeduri care ajută în momentul în care scap motocicleta pe jos. Este salutul nostru, care sunt două degete care arată spre jos, spre asfalt. Este de a ne ura unuia celuilalt, de a rămâne cu cele două roți pe asfalt, în continuare, în orice condiție. Un fel de ai grijă și drumul. Un mesaj de siguranță. Da.